Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați și surori, sărbătoarea de astăzi a schimbării Domnului nostru Iisus Hristos la față este una dintre ultimile minuni pe care le-a făcut Mântuitorul Iisus Hristos în activitatea sa pe pământ de 3 ani și jumătate, cum ne spun Sfinții Părinți și Tradiția. Iată, această sărbătoare este pusă astăzi pe 6 august, dar dacă stăm să ne gândim pe firul istoric, cum s-a întâmplat, ea ar fi trebuit să fie pusă înainte de Sfintele Paști. Pentru că Mântuitorul nostru Iisus Hristos simțea că se apropie momentul în care trebuie să fie pus pe cruce pentru dragostea cea pe care a avut-o pentru oameni. Atât de mult a iubit Dumnezeu oamenii și îi iubește, încât a acceptat toată umilința, încât a acceptat toată umilința și, în final, punerea mâinilor pe cruce. Așadar, simțind că se apropie momentul în care are să fie pus pe cruce, din invidie și din răutate, iată că îi ia pe cei pe care i-a luat și în grădina Ghețimanii, pe cei 3, Petru, Iacob și Ioan, și urcă pe un munte, așa scrie, munte, dar în Țara Sfântă sunt ca niște coline. Acest munte are între 6 și 700 de metri altitudine. Adică este o colină acolo. Astăzi găsim acolo, spre bucuria noastră, o biserică ortodoxă, care este sub omoforul Patriarhiei de Ierusalim, dar bucuria noastră este că acolo, pe ruinile unei biserici bizantine din timpul împărătesei Elena, după ce înainte pusese un castru roman, o cetate de apărare militară, acolo un călugăr, Irinar Rosetti, care a fost stareț la Horaița de Neamț, acolo a început construcția acestei biserici pe care o găsim astăzi, el cu ucenicul său, Nectarie Panu, se numea ucenicul său. Dar n-a apucat să termine biserica pentru că a murit cu cuviosul Irinar Rosetti. Găsim mormântul astăzi acolo, pe muntele Tabor. Pentru noi români e o mare bucurie că avem ctitorie acolo și că un părinte Flavios de la noi din țară a făcut acest lucru și astăzi găsim acolo călugărițe de ale noastre din România care de ani de zile se ostenesc acolo. Ei, iată, revenind la Evanghelie, Mântuitorul a luat pe cei 3 și acolo iată și-a arătat dumnezeirea că până atunci apostolii au văzut minuni, dar nu i-au văzut fața atât de luminoasă și îndumnezeită ca acum. Ei bine, teologii noștri ne spun că cel dintâi chip luminos sau luminat a fost Adam. Așa avea el fața în grădina Edenului.
îndumnezeită. Dar neascultând de cuvântul lui Dumnezeu, a pierdut această îndumnezeire și această lumină aureolă, cum o numim noi la Sfinți. Și a venit al doilea Adam, cum este numit Mântuitorul de către teologi, ca să răscumpere acea greșeală a lui Adam, când a călcat ascultarea, iar Fiul lui Dumnezeu a făcut ascultare desăvârșită până la moarte, și a trebuit să arate îndumnezeirea pe care a pierdut-o cel din tâi îndumnezeit Adam. Iar pe lângă aceasta să arate apostolilor slava acea dumnezeiască de care și ei au să se învrednicească dacă ascultă de cuvântul lui Dumnezeu așa cum a ascultat însuși Mântuitorul Iisus Hristos. Și iată că ne spune Scriptura că la un moment dat au apărut acolo Moise și Ilie stând de-a dreapta și de-a stânga. Și vorbea cu ei și s-a auzit și glas din cer, Tatăl a vorbit spunând, acesta este Fiul meu cel iubit, pentru care bine am voit. De acesta sau pe acesta să-l ascultat, acest glas l-am auzit și la Iordan când Mântuitorul Iisus Hristos a fost botezat de către Ioan. Și iată de ce s-au arătat Moise și Ilie, proroci, profeți ai Vechiului Testament. Pentru că mulți din vremea aceea aveau o credință în reîncarnare. Aceasta până astăzi la unii mai există. Chiar și la ortodoxi unii cred în asta. Nu deschidem acum subiectul pe tema aceasta, dar nu are cum să fie această reîncarnare. Și atunci s-au arătat Moise și Ilie ca să ducă apostolii mesajul la conaționalilor și apoi în toată lumea, că ei s-au arătat în Duh, n-aveau cum să fie reîncarnați. Sau, cum mai spun unii teologi, că a vrut să arate Dumnezeu că El este însuși Dumnezeu și nu așa cum mai spuneau unii că un profet, unii spuneau că este Moise, unii spuneau că este Ilie, că au venit și a vrut să arate, uite-o-i pe ei și sunt și eu cu ei. Iar pe lângă toate acestea, de ce? Sărbătoarea aceasta nu este pusă lângă suferințele Mântuitorului Iisus Hristos înainte de pătimire în Duminica lui Lazar, spre exemplu. Știm de la cronografii care s-au ocupat de istoria Scripturii că de aici, de la schimbarea la față, după Muntele Tabor, Mântuitorul Iisus Hristos pleacă ușor prin Magdala și ușor, ușor se duce pe firul Iordanului și se duce spre Lazar, în Betania cea mică, cum o numeau ei. La Marta și Maria, surorile lui Lazar. Și 4 zile a făcut de aici până acolo pe jos. Că ne spune că era mort de 4 zile. După ce îl înviază, intră în cetatea Ierusalimului și știm mai departe ce se întâmplă. Și iată, de ce este pusă în luna august pe 6 această sărbătoare și nu este pusă înaintea suferințelor Mântuitorului Iisus Hristos, pătimirii Domnului? Pentru că această sărbătoare pentru noi este foarte importantă. Spre exemplu, cu ani în urmă, spunea mie un părinte bun în duhovnicii din Sfântul Munte că din chilia unui creștin, din camera unui creștin, mai ales a unui călugăr, nu trebuie să nu fie această icoană a schimbării la fața Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că noi toți avem ca scop final îndumnezeirea. Iar august este ultima lună a anului bisericesc.
De aceea s-a pus de către Sfinții Părinți această sărbătoare în luna august și în ziua a șasea, pentru că în ziua a șasea Dumnezeu a creat pe om. Pentru că i-a creat tot ce îi trebuia. După ce a creat pământul, apele, peștii, toată frumusețea pe care o vedem astăzi pe pământ, apoi a creat pe om în a șasea zi și în a șaptea s-a odihnit. Și pentru că sfârșitul fiecăruia trebuie să fie cu o schimbare, să dea Domnul să apucăm tot schimbarea până când ne vine sfârșitul. Să ne transformăm, să ne îndumnezeim, pentru că acesta este scopul omului pe pământ, dobândirea Duhului Sfânt. Cuvântul mai înalt este a te metamorfoza, a te schimba, a te transfigura, în sensul de a te îndumnezei, de a atrage harul lui Dumnezeu și a dobândi nu aură, cum zic unii, și aureolă, ca să poți să intri în ceata Sfinților. De aceea este pus în august, că se încheie anul bisericesc în august și cu 1 septembrie este nou an bisericesc. Noi sărbătorim anul civil când îl sărbătorim la 1 ianuarie. Dar anul bisericesc se apropie de încheiere în august și se deschide în 1 septembrie. Și iată, avem praznic împărătesc astăzi, apoi o să avem adormirea Maicii Domnului și practic se încheie ciclul acesta duhovnicesc al anului cu Maica Domnului, pentru că ea este cea care ne mântuiește prin rugăciunile sale și este cea care ne-a mântuit învremnicindu-se, a se pobărât Domnul și a intrat în pântecele ei cel curat și tot cu ea se va deschide anul nou bisericesc, pentru că pe 8 septembrie avem nașterea Maicii Domnului. Pentru că ea este poartă de pe pământ, la cer este scara, așa cum a văzut-o Iacob, cum urcau și coborau pe ea îngerii. Așadar, dragii mei, sărbătoarea aceasta a schimbării la fața Mântuitorului Iisus Hristos să trezească în noi toți dorința de îndumnezeire. Dar nu te poți îndumnezei decât renunțând la tine. Dar nu renunțând la tine din punct de vedere al psihozei, a fi ceva de psihiatrie. Că ați văzut, când te apropii de o depresie severă, primele semne sunt că renunți un pic la tine, devii apatic, apoi închizi des ușa și nu dai voie altora să intre la tine în cameră, întotdeauna vrei să ai draperiile trase la geam, nu îți place lumina, ușor, ușor nu te mai îngrijești până la igiena corporală și ușor, ușor, ușor devii apatic și renunți la tine dacă crezi probleme celorlalți. Nu asta trebuie. Renunțarea la noi înseamnă renunțarea la orgoliu. Renunțarea de a te pune mereu pe tine pe primul plan. Dorința de a nu fi tu mereu odihnit și de a odihni și tu pe alții. Că este un lucru foarte iubit de Dumnezeu de a putea să odihnești pe altul. De a te jertfi pentru celălalt. De a putea oferi un zâmbet celuilalt. De a putea oferi o mână caldă celuilalt. O îmbrățișare sinceră celuilalt. De a putea să dai un îndemn curat și frumos celuilalt. Un sfat bun. Asta este renunțarea, dar nu? Cum fac unii, le dau sfatul tot timpul, dar ei au slavă deșartă. Că sunt mulți credincioși care nu le mai tace gura și au tot felul de citate și de sfaturi, dar Hristos i-a pecetuit spunându-le fățarnicilor. Și pe urmă spune, acest neam de popor mă slăvește doar cu gura, cu buzele, dar inima le este departe de mine. Că ați văzut și astăzi, din nefericire, în bisericile noastre ortodoxe sunt astfel de persoane. Sunt
persoane în biserică. Eu le spun băbuțele jandar, dar nu sunt mai băbuțe, sunt și băboi, moșulei. Care nu te lasă în pace până nu se ia el de tine, dar nu se trece pe acolo, dar nu trebuie să te închine așa. Dar ce por șapcă? Dar ce porți basmaua asta așa? Dar ce nu știu cum? Și atunci nu te lasă în pace, desigur. În biserică trebuie să ai o vestimentație decentă. Pentru ca să se bucure și Dumnezeu de prezența ta, sigur că mai întâi sufletul. Dar trebuie și o vestimentație decentă. Că am mai spus eu și altă dată, că cum ar fi bine, bine să zic eu așa, că Dumnezeu iubește sufletul și contează să am suflet curat. Dar cum ar fi să mă vedeți într-un tren din ăsta foarte de firmă și cu niște Adidas la fel de firmă și ce știu eu ce făcând pe aici? Nu, trebuie să avem vestimentația corespunzătoare bisericii. În biserică trebuie să avem vestimentația care corespunde cu biserica. Iar în afară ne îmbrăcăm fiecare după cum poate, după cum dorește și în fine, ținând cont de locul unde te duci. Așadar, asta ne spune sărbătoarea de astăzi. Schimbați-vă, îndumnezeiți-vă, că de aceea a venit Hristos pe pământ. Iar prima schimbare, dragii mei, la un om, este aceea de a ierta pe toți care au greșit lui. De a putea să ierte pe toți, să zică, de astăzi eu iert pe toți. Nu mai vreau să mă răzbun, nu mai vreau discuții, nu mai vreau nimic. Asta e primul pas, să iert pe toți. Al doilea important, am mai spus și altă dată, este să reușești să fii om bun. Să reușești să lași păcatele, viciile, adicțiile, poftele tale, să le lași pentru mântuire, pentru îndumnezeire. Și al treilea, important este să înveți să te rogi, ca să nu rămâi doar cunoscător de Dumnezeu și să te și întâlnești. Pentru că mulți știu despre Dumnezeu, dar nu-L cunosc. Nu s-au întâlnit cu El. S-a ajuns să îl cunosc, să te întâlnești cu El. Și apoi Sfânta Spovedanie și ușor, ușor spre Sfânta Împărtășanie și străduința pe zi, de pe zi, să fim oameni buni. Sigur că ne este greu văzând atâta răutate în jurul nostru. Văzând o incertitudine economică, financiară, o incertitudine în tot ceea ce înseamnă așezarea aceasta a puterilor internaționale. Dar omul lui Dumnezeu își pune nădejdea în Dumnezeu. Și zice, nu mă voi teme de ce va face mie omul, că tu cu mine ești. Și atunci, dacă noi ne punem încrederea în Dumnezeu, ușor, 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 ușor noi devenim puternici, devenim capabili, devenim ca o stâncă și nimic nu ne mai zdruncină, chiar dacă realitatea este că sunt vremuri grele. Dar cu Dumnezeu ești un fel de voinic care nu se teme de ceilalți cât de mult sunt. Cum era Ștefan cel Mare. Se ruga lui Dumnezeu și pleca la luptă și Dumnezeu îi dădea sorți de izbândă. Așa trebuie să fim. Realitatea este aceasta. Nu? Țineți mintea în iad, dar nu dezândăjdui. Asta este realitatea. Ca un iad, dar nu dezândăjduiesc și voi lupta să ies din acest iad. Doar cu Dumnezeu se biruiește. Vă doresc tuturor ca Domnul să intre în inima dumneavoastră și să vă schimbe pe toți, că dacă toți am fi buni, ce frumoasă ar fi viața. Dacă s-ar termina cu răutăți, cu invidii, cu slavă deșartă, cu drumul ocolit, cu minciuna, cu hoția, ce frumos ar fi să fie o atmosferă bună. Rog pe Bunul Dumnezeu, pe Maica Sa și pe toți Sfinții, să vă răsplătească dragostea aceasta pe care o aveți, că la un moment dat eram în Sfântul Altar și chiar dacă sunteți mulți, era atâta liniște în biserică, încât îmi venea să lăcrimez de bucurie. De bucurie pentru dumneavoastră că sunteți atât de cuminți în biserică. Și asta e și bucuria mea și cred că și Domnul se bucură și plecați cu inimă bună. Chiar dacă e zăbușară, este cald. Dar cu credință Domnul ne face să biruim. Și v-am spus și rândul trecut, când vă este cald,
rugați-L pe Domnul să vă ajute și gândiți-vă la părintele câte are cu El. Așadar, cu Dumnezeu înainte, tuturor, har, pace și bucurie. Amin.